Sunt trei centre de înscriere, Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava, Școala Gimnazială Miron Costin Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Candidații pentru ocuparea catedrelor declarate vacante sau rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea iulie-august 2020, inclusiv absolvenții promoției 2020, trebuie să depună toate documentele necesare până pe 16 iulie. Dosarele vor fi verificate și avizate de către Comisia Județeană de Organizare și Desfășurare a Concursului. La concursul din acest an, documentele de înscriere, cât și depunerea contestațiilor, pot fi transmise și online. Proba scrisă este programată pentru 29 iulie și se va susține în 4 centre, cele 3 care sunt organizate și pentru înscrieri, plus Colegiul Tehnic Samuil Isopescu, din Suceaba. Deja am luat toate măsurile, vom asigura acolo distanțarea fizică, de asta am propus să desfășoare examenul în 4 centre, cu distanțarea fizică, cu asigurarea măștilor, a dezinfectanțelor și așa mai departe. Deci cu toate măsurile de igienă și distanțare fizică care le prevede legea în vigoare. Că chiar dacă ieșim din starea de urgență până la data respectivă, nu știm ce va urma după. Toate informațiile legate de titularizare pot fi consultate și pe pagina de internet a Inspectoratului Școlar Județean, isj.sv.edu.ro, la capitolul Resurse Umane.